Evenimentul rutier a avut loc în această dimineață pe strada Octavonicescu. Bătrâna de 81 de ani s-a angajat în traversarea străzii prin loc marcat corespunzător, însă nu a mai apucat să ajungă pe celălalt trotuar. O mașină condusă de un bărbat de 43 de ani a lovit-o în plin. Bătrâna a căzut pe asfalt, iar la fața locului a ajuns și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Medicul de pe ambulanță i-a acordat primele îngrijiri, victima fiind transportată mai apoi la spital. Aceasta a suferit o fractură de femur. Polițiștii au făcut măsurători și cercetează circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Conducătorul auto surprinde și accidentează o femeie de 81 de ani care se angaja regulamentar în traversarea drumului public pe marcajul pietonal. În cauza polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Șoferul de 43 de ani le-a spus oamenilor legii că nu a văzut-o la timp pe bătrână și nu a mai apucat să frâneze.